Să numiți. Exact, bravo, mulțumesc. Dar numiți de București, ca să știm că nu e de voi. Nu, de București. Da. În câte unități administrative teritoriale ați reușit până la acest moment să faceți filiale și dacă până anul viitor, când vor avea, mă rog, anul electoral 2024, 400 de alegeri, dacă veți reuși să ajungeți peste tot în toate comunele? Cu siguranță se va ajunge peste tot. La acest moment, peste 60% dintre OAT-uri sunt acoperite, până la 80% sunt în curs de, deci stăm bine din punctul ăsta de vedere. Cum spunea și domnul deputat, masa este deschisă, locuri sunt și am repetat întotdeauna, pentru oameni buni loc este în permanență. Ne dorim să consolidăm aceste mici organizații, să le creștem, dar trebuie crescute corect, nu așa pur și simplu. Am văzut că ați început consolidarea organizațiilor cumva piramidală, întâi cu organizația municipală, bănuiesc ulterior. Nu, în mod deosebit așa. Da, pe județ aveți nevoie mai multe persoane care să coordoneze. Ați început să lucrați la listele pentru primărie, spre exemplu, și Consiliul Local? Da, nu am început să lucrăm la liste. Acesta este targetul nostru pentru luna ianuarie, început de luna februarie, listele pentru consilieri locali și primari. Până atunci, nu putem decât să muncim. Aveți o organizație în județ pe care l-ați înființat și l-ați desființat, urmând să le faceți din nou? Nu desfințat, reorganizat. Unități care sunt, s-au desfășurat activitatea până acum și n-au avut, au fost proactivi. Încercăm să-i reorganizăm, să-i reactivăm, aducem oameni noi, nu desfințăm unități. Puteți spune și un număr? Cât ați reorganizat? Eu de când sunt și știu, sunt vreo 4 sau 5 de care știu că sunt reorganizate. Mai mult, mai departe, vedem. Le luăm și noi pe rând și... Nu poți ști niciodată ce te aduce ziua de mâine. Adică astăzi merge, mâine s-ar putea să nu meargă. Și atunci intri și faci curățenie. Să înțelegem că organizația municipală a fost reorganizată? Da. Până la acest moment nu a existat o organizare de genul acesta în organizația municipală. Adică a existat un coordonator la nivel municipal și atât tot. Nu a existat președinte care să-și numească el la rândul lui vicepreședinții și echipa cu care să lucreze. A existat, dar nu a fost activitate. Asta încercăm să le activăm, să toată lumea să mă cerți. E normal, la un moment dat, să ai o echipă la care te adresezi. E normal să ai un birou municipal ce vreau să ajungi. Ați spus că e tot din parlamentar, din PSD sau PNL. Că e un proiect viitor de alegeri, nu de o moțiune de cenzură prin care se dă jos actuale guvernare. Care e rolul primirii acestor oameni? Păi da, noi... Dacă urma să dați jos guvernarea pe moțiune, înțelegeam că aveți nevoie de voturi. Dar la urmă vor fi alegeri și ar trebui să fiți cu oameni cu echipele voastre, nu cu oameni cu PSD și PNL. Sunt oameni care s-au săturat probabil și ei de situații. Sau de sondaje care, nu știu, i-a dat mai jos și s-ar putea să-și piardă. Aveți exemplu și un target de cooptare de noi membri pentru fiecare în parte, adică să aduceți că... Ce-a spus, n-am înțeles. Pe total organizației. Sunt niște targete pe care le stabilim noi din moment în moment. De exemplu, pe săptămâna aceasta, când ne-am stabilit un target de 2 membri de fiecare... 2 membri noi de fiecare membru... Lunar? Nu, pe moment, azi, domne, în următoare 2 săptămâni, ăsta este targetul. Peste 2 săptămâni vedem, în funcție de ce se întâmplă și cum se realizează, ce nevoie avem și care sunt principalele săptămâni. Și acum aveți o analiză la nivel județean, la câți membri ați ajuns, per total? Ultima situație pe care am văzut-o eu era undeva la 800, greșesc? 800 sau ceva, dar era cu 8 în fața oricum, 800 și 800.
Știți că există o cutumă la alegeri, cel puțin la alegerile locale, ca președintele organizației municipale să fie și candidatul la primărie. L-am putea vedea pe domnul Indentescu, candidat aur la primăria municipiului Botoșani? Pentru că ce dori, fără nicio problemă. Când se va stabili acest lucru în mod oficial, se va anunța. Există o serie de discuții că purtați negocieri cu domnul Cătălin Flutur? Există zvonuri, dar sunt zvonuri din exterior. Din interior, oficial, neoficial, nu se poartă asemenea discuții. Ar fi o variantă pentru dumneavoastră? Eu ar trebui să vă răspund la întrebarea asta. Nu știu, eu la nivel central am discuții. Nu s-au inițiat discuții.